Bună ziua, dragii noștri! Din nou împreună, ca de fiecare dată, la pastila de lectură, cu un subiect frumos, așa cum v-am promis de fiecare dată. Astăzi vorbim despre Gabor Mate, pe tărâmul fantomelor înfometate prizonieri în lumea dependenței. O carte despre care am mai vorbit, dar de fiecare dată revenim cu drag, cu entuziasm, vorbind despre acest subiect al adicțiilor, al dependențelor și am să vă arăt și cartea la cameră. Gabor Mate, pe tărâmul fantomelor înfometate, o carte apărută în colecția Psihoterapia la editura Herald și o avem astăzi alături de noi. O invitată specială, foarte dragă mie, dragă și editurii Herald, cu care am făcut emisiuni interesante și am vorbit despre lucruri frumoase. Otilia Mantelers, psiholog, bună, Otilia, și îți mulțumesc din suflet că ne-ai onorat cu prezența, chiar așa și în variantă online, pentru că altfel nu se poate, este la modă, sunt la modă întâlnirile online și subiectele și emisiunile online, să vorbim despre acest subiect foarte frumos, Gabor Mate, o personalitate cu totul și cu totul remarcabilă și cred că o personalitate foarte dragă aproape tuturor psihologilor și psihoterapeuților din România. Da, le și spunem, nu numai. Și nu numai, să le spunem și celor care ne urmăresc faptul că Gabor Mate în urmă cu 2 ani, dacă nu mă înșel, da? 2 ani jumate, în octombrie, la începutul octombrie 2018, a venit în România și a ținut 2 conferințe despre dependențe, despre adicții. O carte remarcabilă și o carte foarte căutată, foarte citită, în care Gabor Mate vorbește atât despre experiența sa ca medic, ocupându-se de acest centru cu dependenți din Vancouver, dar vorbind cumva și despre experiența sa personală, pentru că îl înțelegem ca autor și din perspectiva aceasta, cum a ajuns el la dependențe, la adicții, la cumpărarea compulsivă de CD-uri cu muzică clasică prin prisma, hai să-i spunem, a traumei pe care a avut-o în copilărie, pentru că cu siguranță între episoadele traumatice din copilărie și dependențe, adicții, există o mare legătură. Sigur. Eu sunt, așa cum ai spus, ca majoritatea psihologilor și psihoterapeuților din România și din lume, și eu am fost fascinată de acest om, de Gabor Mate, de acest om care cunoaște sufletul uman foarte bine și este o persoană care mie mi-a plăcut foarte mult când a venit în România în 2018. Eu îl știam de mult, îi aveam cărțile de mult și la un moment dat țin minte că la începutul lui 2018 mă uitam pe site-ul lui să văd dacă îl prind cumva prin Europa, prin Ungaria, pe undeva. Și la un moment dat am văzut că scria acolo că va veni în România și nu mi-a venit să crezi. Am zis, sigur, îl invită Diana Vasile de la ISTT și așa a fost. Și m-am bucurat foarte, foarte mult să-l și văd live. E bine, după ce l-am văzut live, i-am făcut formarea lui care se cheamă Compassionate Inquiry de un an de zile, pentru că mi-a plăcut felul foarte direct și foarte targetat de a ajunge să lucreze cu traumele, de a trece prin dependențe, prin adicțiile omului și a ajunge, fapt, direct la traumă, fiindcă, așa cum spuneai tu, Sorin, mai devreme, între traumele pe care le-am avut în copilărie și dependențele pe care le avem acum, există o legătură foarte puternică și anume aceea că atunci când am trăit durerea, atunci când ne-am rupt de noi, când a trebuit să ne sacrificăm, așa cum spune chiar el, autenticitatea ființei noastre de dragul relației cu mama și cu tata, atunci a trebuit să punem ceva în loc. Pentru că atunci când te rupi de tine, cum faci tu față suferinței pe care trebuie să o îngropi? Cum faci față suferinței faptului că nu te vede mama, că nu te vede tata așa cum ești tu? Sau că pățești ceva fizic sau emoțional? Cum faci față altfel decât dacă nu pui un fel de dop pe durerea aceea? Și dopul acela, în cazul lui, a fost unul mai sănătos, CD-urile de muzică clasică și cărțile, că și asta povestea că stătea în
că el nu putea să stea la coadă într-un loc fără să-și scoată o carte din buzunar, oriunde, în aeroport, oriunde, el trebuia să aibă o carte la el ca să nu poată să stea singur cu gândurile sale. Și da, și deci fiecare dintre noi punem ceva ca să astupăm suferința care țipă noi, trebuie să punem ceva foarte puternic. Cu cât suferința e mai mare, cu atât trebuie să o astup cu ceva mai puternic, mai dinamic, mai forțos, așa, să nu mai simți. Și el chiar împarte dependențele, adicțiile în maligne și benigne și uite, a avut parte de o dependență care nu a atentat la integritatea lui fizică, la sănătatea lui. Dacă ar fi fost, poate, nu știu, alcool, sau droguri. Exact, de alcool, de tutun și alte... Da, sau de mâncare. Crezi că cumva, ducând discuția noastră în contextul actual, în contextul vremurilor pe care le trăim, crezi că acum ar putea anumite comportamente adicționale să iasă la suprafață? Și îți dau un hint, mă gândesc la un singur lucru. Există această perioadă de claustrare, fortuit, de mai puțină libertate de mișcare. Da. E clar că nu am fost obișnuiți să stăm în casă atât de mult timp, să nu putem, să nu avem voie să ieșim. Există, sau automat apare la unele persoane o toleranță mai scăzută la frustrare. Da. Cele care au avut înainte o toleranță mai ridicată la frustrare, da? Trec poate mai ușor. Și s-ar putea chiar să nu aibă niște comportamente adicționale. Ceilalți, vorbind tot așa cu cineva în urmă cu ceva timp, s-ar putea ca în perioada asta adicțiile să-și facă simțite prezența mai acut. Nu știu. Pentru cineva mănâncă mai mult. Da. Bea mai mult. Bea mai mult, da. Fumează mai mult. Fiecare ce-o face în casa lui. Are legătură această toleranță ridicată sau scăzută la frustrare cu comportamentele cumva compulsive din punct de vedere adicțional? Da, eu am observat că oamenii care sunt un pic mai în contact cu ei, fie datorită diferitelor forme de terapie pe care le-au făcut, terapie personală mă refer, sau oamenii care fac un pic de soul searching, așa, că fac meditație, yoga, rugăciune, mindfulness. Exact, spiritualitate, orice, ceva care îi aduce realmente mai aproape de sufletul lor, eu am văzut că oamenii aceștia reacționează un pic mai bine la lipsa de contact social, la distanțarea asta socială pe care o avem cu cei din jur. Pentru că nouă nu ne este dat. Noi nu suntem ființe care să trăiască în izolare socială și atunci e normal să se acutizeze niște dependențe, e normal ca anxietatea să crească, pentru că nu ne stă în fire, sistemul nostru nervos nu este pregătit pentru astfel de situații. Și atunci, da, cum ai spus, mulți oameni mănâncă mai mult, am văzut foarte glume pe Facebook că se cumpără mai mult vin ca de obicei în zilele astea, nu știu ce am mai văzut, că se fumează mai mult. Deci tot ce aveam deja ca adicții se pronunță. Am văzut oameni care au început să se uite mai mult la televizor. Aici vreau să ajung. Crezi că există sau a apărut ca fenomen și o adicție pentru rețelele de socializare, o adicție față de telefon? Acum lumea stă mai mult la televizor și la telefon, obiceiuri pe care nu le aveau înainte. Nu că înainte n-ar fi stat, dar știi cum e? Mergi pe stradă. Sunt și unii care stau cu ochii în telefon când merg pe stradă, dar parcă desfășurai și alt gen de activități și cumva era mai limitată treaba asta cu rețelele de socializare. Ori acum, stând în casă, ce faci? Te uiți la televizor să vezi cam care mai este evoluția pandemiei, stai să vezi ce a mai scris ăla sau ăla pe rețelele de socializare pe telefon. Exact. Sau te uiți la filme. Sau încerci să uiți de ce se întâmplă în jurul tău uitându-te la filme. Și asta. Sau unii oameni, că am mai vorbit cu clienții mei, au spus că eu muncesc mai mult. Muncesc mult mai mult decât înainte. Și când muncesc mai mult, eu uit de ce se întâmplă în jurul meu.
au zis oameni că sunt mai, unele persoane au spus că sunt mai productive ca niciodată la muncă, pentru că atunci când îți este frică, practic îți adâncești dependența pe care o ai. Dacă eu eram workaholic înainte, păi o să fiu și mai workaholic acum ca să uit, pentru că asta face dependența. Dependența te ajută pe moment, da? Te ajută să uiți și să nu stai cu gândul la ceva. Și copiii spun lucrul ăsta foarte frumos și foarte ușor. Uite, când mă uit la când mă uit pe telefon, nu mai simt că mi-e frică că nu am învățat la nu știu ce. Uit! E ca și cum când mă uit pe telefon, când mă uit pe o rețea, când îmi fac adicția mea, uit că am niște responsabilități, uit că mi-e frică, uit că mi-e frică. De fapt, despre asta e vorba. Nu mai trebuie să fiu în contact cu trăirea aia, cu agitația pe care o am și care mă copleșește. Da, cam asta se întâmplă. Deci, cred că și cei care aveam adicții bune și cei care aveam adicții rele se acutizează puțin în perioada asta. Dar, cei care sunt în contact cu ei s-au speriat în primele 2-3 săptămâni și după aia au zis, stai un pic, hai să vedem ce putem să facem totuși. Da? Nu murim, deocamdată nu se întâmplă nimic. Hai să văd ce pot să fac mai bine. Și unii oameni și-au luat o ore online de sport. Alți oameni au zis, hai să-mi fac curat în casă. Da? Deci, cumva încearcă să balanceze frica de aceste vremuri și ceea ce trăim hai să nu mă duc în depresie total. Hai să nu mă cuprind anxietatea. Hai să trăiesc aici, să fiu prezent. Cu cât e de greu prezentul, să fiu prezent. Da. Mulți oameni au spus că după Paște i-a lovit. I-a lovit greul. Am ascultat așa povești de la oameni care spuneau că până de Paște, cumva era ca și cum aveau un target. Păi urmează Paștele, urmează un pic de liniște, ne facem mâncărica, ne facem curățenia în casă, vine Paștele, liniște, ceartă în familie, pentru că făcându-se liniște și eu nemai având un obiectiv pentru care să ocup timpul, să fac ceva, să lucrez, să curăț, să cumpăr să ceva, da? S-a făcut liniște, nu mai e nimic de făcut și când se face liniște, pac, 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 ies toate anxietățile la suprafață și atunci încep să te cerți mai mult decât de obicei. Asta am observat și la mine. În perioada asta a Paștelui, imediat, deci lunea de după Paște a fost o nebunie. Și la mine și la alte persoane. Ca și cum, gata, acum explodăm. Așa am observat. Ca și cum am trece cumva dintr-o realitate în alta. Da, eram conectați la o realitate, hai să-i spunem, spirituală. Pentru că sărbătorile pascale, sărbătorile de Paște din acest an au fost cu totul și cu totul diferite, nu doar la nivelul sau legându-ne de faptul că nu am avut posibilitatea de a merge la biserică. Dar eu le-am simțit, și poate ca mine le-au simțit și alții, niște sărbători mai introspective. Cumva întoarcerea la noi, întoarcerea la Dumnezeu și au avut o puternică încărcătură spirituală aceste sărbători ca niciodată. Și o spun în nume personal. E, bineînțeles că trecând perioada asta, ce bine ar fi dacă am sărbătorit Paștele tot anul. Sau ar fi tot anul săptămâna luminată sau am avea sărbători religioase, creștin-ortodoxe, tot timpul ca să avem cumva... motivul legătura. Acesta de a ne curăța din punct de vedere spiritual și sufletește. Da, da. Da. Am văzut și eu și din postările de pe social media și, așa cum spuneai, și din experiența, din trăirile personale, că Paștele acesta a fost diferit. A fost cumva, nu știu, poate, cred că legătura cu divinitatea și cumva că am fost forțați prin săptămâna mare să... Da, să ne conectăm mai mult cu divinitatea decât de obicei. Cred că asta ne-a și luat un pic de la trăirea reală de frică. Apoi când am pierdut legătura, ne-am întors. Ne-am întors la frică, ne-am întors la ce este realmente în sufletul nostru. Pentru că eu le văd un pic legate și deci legătura cu divinitatea
poate fi și ea o adicție la un moment dat. Dacă eu nu fac altceva decât să mă raportez la divinitate și să nu mai întrezi viața mea cu fricile mele și așa mai departe, poate fi și asta o fugă de la ceea ce simt eu în realitate. Și atunci e bine să ne uităm, ia să văd ce înseamnă pentru mine legătura cu divinitatea. Este practic un fel de a mă raporta la Dumnezeu și de a mă întoarce și la mine, sau este doar un fel de a-mi pune soarta în mâinile Domnului și eu nu mai fac nimic? Pentru că dacă este a doua, atunci nu o să prea mă țină. Dacă e prima, e foarte bună, sună foarte bine. Dacă e a doua, în care, Doamne, sunt la mila Ta și ai grijă, practic eu mă rămân într-o postură de victimă ca să fug din ceea ce e aici și am dat responsabilitatea divinității. Nu știu dacă are sens. Da, are foarte. Eu cel puțin am înțeles foarte bine ce vrei să spui. Dragii noștri, foarte pe scurt am vorbit despre Gabor Mate, Pe Trâmul Fantomilor, Înfometate, Prizonierii, Lumea Dependenței, o carte cu totul și cu totul remarcabilă, apărută în colecția Psihoterapia la editura Herald, un personaj senzațional, Gabor Mate, a fost alături de noi vorbind despre adicții și dependențe. Otilia Mantelers, psiholog, ea urmează să aibă un curs și atunci discuția noastră n-a fost foarte lungă, dar eu nu mi-aș dori să îți faci timp și să mai discutăm pe subiecte, mai ales, de exemplu, pe parentaj, subiecte dragi ție și cu alte ocazii aici la Pastila de Lectură. Vă mulțumesc din suflet că ați fost și azi alături de noi. Vă dăm întâlnire la următoarea ediție a Pastilei de Lectură. Otilia, îți mulțumesc din suflet și să ne revedem cu bine sănătoși. Să aveți o zi bună în continuare. Îți mulțumesc, Otilia. Mulțumesc și eu, Sărei.